Dumnezeu și măicuța Domnului să se termine. Fetelor, felicitări, să știți că singurul motiv pentru care nu am apăsat butonul de panică este din respect pentru munca voastră, ansamblului, cum vă numiți, sunteți perfecte, bravo, vă felicităm. Ne bucurăm de prezența voastră. Bravo! Da, bine că se termina numărul la tine, că mai aveam puțin și cădeam sub scaun. Eu cred că s-au descurcat foarte bine, sincer. Super, Bafu, Nadina, da. Dar știi ce-mi place? Că a vorbit Raluca suficient ca să poți să-ți tragi tu sufletul, că exact. Te văd că nu mai poți respira. Dragii mei, dragile mele, vă mulțumim din suflet, chiar sunteți senzațional. Porțile se deschid pentru voi, stați așa să mă retrag și eu ca să vă fac loc, să vă retrageți. Mulțumim tare mult! Mulțumim. A fost un moment extraordinar din punctul meu de vedere. Chiar prea extraordinar. Am simțit că îmi vine să joc, da. Și ce te-a oprit? Păi am jucat acolo pe scăunel, pe loc. Pe scurt, Nadine a fost târâtă în propriul ei moment. O bucată din Oltenia adus aici în platoul Bravo Ai Stil. Eu cred că te-ai descurcat și bine. Dacă mai avem și o poveste. Da, Ilinca, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, am decis să marcăm acest moment printr-o reprezentație în piața Mihai Viteazu din Craiova. Nu ați reușit. Oh, ce drăguț! Ceea ce ați văzut acum este un dans popular pur oltenesc și... Care mi-a plăcut, domne, mie mi-a pus sângele în mișcare și asta e tot ce, mă rog, tot ce contează deocamdată. Pentru mine, pentru jurați, vom mai vedea noi, Nadina. Hai să vorbim cu fetele. Nadina, nu știi pasul de-ai făcut dansul. Ce reinterpretare, ce moment... Te-ai fățâit și tu pe acolo, ai făcut doi pași și ăia vai de soarta lor, că numai pași de dans nu erau. Și acum crezi că o să ne dai pe spate. Valeria? Dansatoarele tale au fost superbe. Mai puțin tu. Mă așteptam la un moment dat ea pentru superbă, că... Da. Mai puțin tu la dans, iartă-mă. Mă așteptam să înveți mult mai bine mișcările și să fii mai perit. Valeria, știi foarte bine că timpul este foarte scurt și noi în două ore cam trebuie da, dar să... se observă foarte mult în momentul în care ai 20 de fete care au același eu pas. Eu nu sunt dansatoare profesionistă, și... cred că niciuna dintre noi nu suntem. Da, nu sunt și facem ce putem. Mișcările foarte complicate. Ba, dansul popular este foarte complicat. Că reprezinți orașul tău și cumva muzica tradițională, așa. Ar trebui să știi... pașii elementari din acea tu știi zonă. Tu pașii elementari? Tu știi să dansezi un joc moldovenesc? Da. Da? Da. Ok, aștept. Nadina, n-ai nici stil, nici ritm. Nu vrei tu să pleci singură acasă? În fața lor, te rog. Mulțumesc, Ilinca. Ceea ce ai făcut tu este efectiv un costum popular pe care l-ai luat, am înțeles, nu autentic, luat, de 100 de ani, etc. Și ți-ai pus o pereche de pantaloni și o pereche de sandale. Începând cu o coreografie stângace din punctul tău de vedere și o coreografie perfectă a trupei pe care ai adus-o în platou, ceea ce se vede foarte tare, deci noi nu putem trece peste asta, tu ai fost extrem de stângace. La un moment dat mi-ai dat senzația că zbori, picioarele zburau ca la balet, nu ca... Ele băteau acolo, săracele, ai văzut, băteau un ritm și fluierau. Tu erai în contratim total. Ai avut o ținută de corporate. De ce aia? Ai făcut o horă mai mult decât penibilă. Eu, inițial, când te-am văzut că ai intrat, erai acoperită de dansatori, zic, opa, ia uite o corporatistă. Că în partea de jos ești, zici că lucrezi la corporație și e 1 decembrie și șeful corporației a zis, bă, aduce și voi ceva de acasă ca să marcăm ziua. Și jumătate ești corporatistă, în partea de sus ești popularistă, adică... Dacă am vrut să duc într-o zonă mai elegantă, nu am vrut să... Păi e prea elegant, nu e elegant, e business. Ce avem noi aici? Lăsata secului. Ce e asta, dragă? Viața satului. Măi, fetelor, ca ceva să fie reinterpretat, da? Pentru a face o reinterpretare, trebuie să faci în primul rând o interpretare. Păi tu până la reinterpretare mai ai mult, pentru că tu nici măcar interpretarea nu o ai. Devine deja obositor, pentru că am tot spus chestia asta și devine obositor până și pentru mine să... tot spun la infinit că Nadina este paralelă cu noțiunea de stil, paralelă cu noțiunea de divertisment, paralelă cu noțiunea de carismă,
paralelă cu foarte, foarte multe lucruri. Notele pentru Nadina. Mari. Mari, foarte mari. Mulțumesc, Daniel. Hey. Mai mult pentru ansamblu, mulțumesc, Nadina. Mulțumesc, Raluca. Tot pentru ansamblu. Vă reamintesc că Nadina se află în pericol de eliminare, asta pentru că are deja o propunere din partea juraților în această săptămână. Cei de acasă încă te mai pot vota. În primul rând vreau să mulțumesc ansamblului Bârca, să-i urmăriți, chiar sunt niște oameni minunați. Iar pe mine, dacă vreți să mai vedeți în această competiție, știți deja, mă găsiți la indicativul 8, la numărul de telefon 1206. Mulțumesc, Nadina! Așa.